La aceste medicare, în loc să fie în lotul României pentru euro. Da, asta așa a fost să fie, am respectat decizia și mergem mai departe, nu am ce să fac. Ce s-a mă o tristeță? Mă simt foarte bine, acum o să încep să intru cu echipa și sper să scap de aceste probleme, să nu mai am treabă cu ele pe viitor. Scurtă vacanță? Scurtă, dar a fost de ajuns. A fost de ajuns la un moment dat, chiar mă plictisise, mă așteptam cu nerăbdare să mă întorc pe teren. Ai o tristețe, o dezamăgire că nu ești în lotul pentru euro? Meritai și toți au spus că trebuia să fie. Normal, dar până la urmă am luat partea mai bună, adică voiam să fiu complet refăcut 100% ca pe viitor să nu mai am probleme de gen. Ești alături de băieți? Care e mesajul tău pentru cei care sunt în Germania? Da, sigur, îmi doresc pentru ei să facă un turneu foarte bun și să-și îndeplinească obiectivul acela de a ieși din grupă. O să fiți aproape de acolo, Austria, Germania, sunteți aproape de München. Da, o să fim aproape, dar cu treburi diferite, noi în cantonament ei reprezintă România. Chiar dacă nu am strălucit în amicale, în cele două amicale, o vezi jucând o semifinală? Poate fi Danemarca sau Grecia? Eu văd o parte pozitivă, adică în aceste două amicale, chiar dacă nu au reușit să câștige, cred că o să-i motiveze mult mai mult să dea în aceste trei meciuri să scoată rezultate pozitive. Eu cred că o să fie un turneu destul de bun pentru noi și le țin pumnii. Aveți un reprezentant pe Nicușor Bancu? Da, mă bucur foarte mult pentru el. Sunt alături de el și știu că și el își dorea să fiu acolo cu el, dar asta este. Și pe Mitriță, da, îmi doream și Mitriță să fie foarte mult, dar astea au fost deciziile și le respectăm, mergem mai departe. Vlade, aveți reunire astăzi, începeți pregătirea pentru un nou campionat. Cum crezi că o să fie campionatul ăsta? Plus că o să fie și participarea în grupele europene? Da, ne bucurăm în primul rând că ne-am calificat mai departe în cupe, în Conference League. Mai departe o să fie un campionat foarte strâns, adică de când m-am reîntors la Craiova, pe cât de repede au trecut anii, adică campionatele erau din ce în ce mai puternice și cred că campionatul ăsta o să fie la fel, mai puternic decât campionatul precedent. Obiectivul tău personal care este? Să fiu sănătos. Și al echipei? Păi al echipei nu l-am clasificat, nu l-am planificat încă, dar cu siguranță ne vom bate acolo sus. La titlu. Normal. Titlu, cupă și cupe europene, clar. Normal. Obiectivul principal ar fi cupele europene, grupele Conference League. Cupa România s-a luat-o, dar titlul... Da, ăsta e obiectivul numărul 1 al Universității Craiova, titlul de campion al României. Sperăm să-l îndeplinim. Pentru tine ce urmează în cantonament? O să poți să te pregătești cot la cot cu colegii tăi sau să ai un program separat de pregătire? Nu, o să încep pregătirea în săptămâna aceasta, prima săptămână, o să intru treptat cu echipa și în cantonament o să fiu cu echipa tot antrenamentul. Da, vacanța a fost foarte scurtă, însă sper că ne-am recuperat foarte bine, ne-am luat energia de care avem nevoie și pentru că o să ne aștepte un campionat lung, dificil, pe care sperăm să-l câștigăm. A fost greu să conduci pe Alex Mitriță să scrie naș? Nu, n-a fost greu pentru că e un lucru care a venit din suflet, este o chimie, să zic așa, între noi și a fost ceva destul de ușor. Cu ce gânduri? Gândurile la început de an sunt clare, toți ne gândim la câștigarea titlului, câștigarea unui trofeu, Cupa României, accederea în grupele Conference League, pentru că ne dorim cu toții, dacă acum 2 ani am fost foarte aproape în acel play-off cu Berșeva, ne dorim ca anul acesta să accedem în grupe, pentru că ar fi un pas important atât pentru noi ca și jucători, dar și pentru toată suflarea oltenească, să zic așa, pentru că toată lumea așteaptă acest lucru de la noi. Mihai, cum vezi următorul campionat? Mai tare decât cel care v-a trecut? Cu siguranță va fi un campionat foarte tare. Au venit antrenori foarte, foarte buni în campionatul românesc. Echipele se întăresc, se vor întări în continuare pentru că perioada este lungă. Cine va fi în formă în cel mai scurt timp posibil, să zic așa, cu siguranță va avea de câștigat. Cu cine crezi că vă veți bate pentru titlu? Rapidul și-a schimbat antrenorul? CFR Cluj la fel? Da, este de vreme să spun cu cine ne vom bate, pentru că ați văzut în timpul campionatului pot apărea și surprize, dar cu siguranță echipele care sunt favorite, să zic așa, în acest moment, cu siguranță se vor bate și ele. Crezi că din cele nou promovate poate face vreuna și vreo surpriză din punctul de vedere? Nu știu, v-am zis, e de vreme să ne gândim la acest lucru. Dacă luăm exemplu
lui Târgu Mureș acum câțiva ani, când au fost nou promovați și s-au bătut la titlu până în ultimul moment, chiar în perioada în care Mister era la Steaua, să zic așa, și s-au bătut până în ultimul moment. Putem avea surprize, dar sperăm că să fie la fel ca în anul acela. Și da. Mister să fie la noi acum și să câștige cu noi campionatul. La campionatul european te uiți? Cu siguranță mă voi uita. Mă uit la toate meciurile, nu doar la campionatul european. Mă uit la Liga 2, Liga 3, adică nu... Având în vedere că se apropie de ei acolo, de campionatul european și mai ales de locul unde sunt cei de la... din Naționala României, crezi că o să fie de acord Mister să mergi și voi la măcar la un meci? Nu, cred că vom putea merge noi la meci, pentru că noi avem treaba noastră, să zic așa, de făcut. Trebuie să ne antrenăm foarte mult, foarte bine și cred că odihna e mai importantă în acest moment decât a vedea pe viu meciurile. Aveți un reprezentant în campionatul european pe Nicușor Bancu, trebuia să mai fie și Mitriță și Screciu, unii te dau și pe Alex Crețu, da. Ivan. Da, bineînțeles, îi urăm succes, suntem alături de Nicușor Bancu. Ne pare rău că nu mai sunt și alți jucători, știm cu toții că am mai fi avut jucători care puteau fi acolo. Cu siguranță, cei pe care i-ați menționat, sunt sigur și eu că ar fi meritat, poate și alții, nu se știe, dar acestea sunt selecțiile, nu trebuie să le comentăm noi. Cu siguranță, eu cred că dacă vor avea evoluțiile pe care le-au avut în trecut, vor fi până la urmă la echipa națională și vor demonstra că merită să fie acolo. Crezi că poate fi România surpriza campionatului european? Mi-aș dori să fie surpriza campionatului european. Eu cred că vor face o figură frumoasă, pentru că tot timpul ne-am mobilizat bine, să zic, în momente de genul și sper și de data aceasta să ne mobilizăm și să facem o figură frumoasă. Se sperăm la o semifinală, la o finală, la un titlu european? Cred că e prea mult în acest moment, trebuie să fim un pic și realiști. Să o luăm pas cu pas, să avem aceste meciuri în grupă, primul meci împotriva Ucrainei, trebuie să scoatem maximum din fiecare cât putem noi în momentul de față și apoi orice vine peste este un bonus din punctul meu de vedere. Era convocat la echipa națională Alex Mitriță, nu te putea înăși. Da, sincer, chiar existau discuțiile astea înainte de a veni convocările. Mi-aș fi dorit din suflet să fie acolo, pentru că știu că își dorea foarte mult, merita acest lucru și m-aș fi bucurat pentru el. Existau soluții, nu vă faceți greșit. Mutai nunta? Nu mutam nunta, nu. Nu, o mutam dacă eram eu la echipa națională. Da. Schimbai nașul la atunci, nu? Nu. Nu așa cum găseai soluții. Găseam soluții. Tu ții prelungi contract cu Universitatea Creaua, dacă nu mă înșel, e scandent în vara asta. Sunt discuții în acest sens, cu siguranță. Rămâi. Cred că da. Da. Eu îmi doresc acest lucru, știe toată lumea. Adică, și cred că și oamenii își doresc. Va fi bine. Cu Răzvan, ați mai vorbit? Am vorbit chiar cu tatăl lui. Am vorbit înainte de a termina noi campionatul, am vorbit un pic și i-am arătat, pentru că în locul unde stau eu, unde la baza noastră de pregătire, am un sticker și este chiar cu Răzvan Raț. Adică și i-am trimis un video cu el. Și s-a bucurat foarte mult, vă dați seama, pentru că na, eu am plecat de acolo și cu siguranță este și o mândrie pentru dumnealui. Cam scurtă vacanța. Da, a fost scurtă, dar am venit cu forțe proaspete. Doar nici de muncă și sperăm să facem o pregătire foarte bună. Care e obiectivul meu? Obiectivul meu este să fiu sănătos, să încep cu echipa și să iau un trofeu cu Universitatea Craiova sezonul următor. Se poate titlu? Se poate, dacă nu ne gândim de la început la titlu, nu este foarte greu. Sperăm să luăm fiecare meci și să vedem unde ajungem. Din ceea ce ai citit tu, din ceea ce ai văzut, cine crezi că bate pentru titlu? Toate echipele au șanse egale. Ați văzut și sezonul trecut că a fost un play-off foarte disputat. Sunt echipe bune, dar sperăm să arătăm mult mai bine sezonul ăsta. Fane, crezi că o să fie sezonul ăsta mai puternic decât cel care abia s-a încheiat? Cu siguranță, pe premiza asta mergem. Cu asta mergem la pregătire și cu siguranță o să arătăm mult mai bine. Mergeți pe trei fronturi. Campionat, cupă și cupe europene. E cel mai frumos așa, să joci în cât mai multe competiții, te simți fotbalist și sperăm să țină cât mai mult. La campionat european te uiți? Cu siguranță o să mă uit. Sunt român și îmi doresc foarte mult să scoatem niște rezultate foarte pozitive. Aveți un reprezentant, Nicușor Bancu, putea să fie și Mitriță, putea să fie și Screciu și Crețu. Da, mă bucur foarte mult pentru Nicu că e acolo. Îmi pare rău pentru colegii mei că nu sunt acolo din diferite motive și sper să ca Nicușor să facă o figură bună și să ne reprezinte cu brio. E tricolorul la tine?
Iei tricolorul la tine? Da, toată lumea o să aibă ceva cu el în cantonament. O să ne uităm cu toții, vă dați seama, sunt colegii noștri și sperăm să scoatem un rezultat pozitiv. Poate fi România... o Grecie, o Danemarca. Da. Toți, surpriză. Da, toți ne dorim să fie o surpriză. Toată lumea își dorește să, cum am zis și mai devreme, să scoatem rezultate pozitive și sperăm să ne reprezinte cu succes, pentru că e o generație bună și merităm. Crezi că se poate ieși din grupa asta? Cu siguranță. Nu pot să spun eu dacă visăm la o semifinală, dar cu siguranță sunt sigur că o să ieșim din grupă.